Seara! Sunt eu Mihăiță, Mihăiță al vostru, bineînțeles. Și astăzi reacționăm la cea mai nouă chestie care ar trebui să facă valuri pe internet, Sonic Sheen. De ce? Nu vom ști niciodată. Dați like la videoclip dacă vreți să vedeți Sonic. Rămâneți până la final și haideți să vedem exact și să vă zic părerea mea sinceră despre tot ce se întâmplă cu Sonicul ăsta, că n-avem nicio idee ce se întâmplă cu el. Și pe lângă tot calvarul ăsta, ce o să se întâmplă și așa mai departe. Avem un canal de Twitch nou. Dacă vreți să vedeți toate episoadele înainte să fie postate, dați un follow în descriere la canalul de Twitch. Încercăm să ajungem la 100 de followeri în 30 de zile. Eu sper că dați follow. Doamne ajută, dacă dați follow, aveți de la mine o pâine pentru voi. O pâine. Haideți să începem cu reacția asta nebunească. Deci, Sonic Sheen, scurtă istorioară, istostirioară, sunt videoclipurile astea de pe canalul ăsta, care se numește Evanimas, ceea ce îți mulțumim, domnule Evanimas. Doamnă, namaste, ești cel mai tare. Nu știm exact de ce, pentru că nu le-am văzut încă. Da, se poate vedea aici că am văzut puțin din ăsta. De ce? Că-s prost, dacă erați pe Twitch, aflați exact ce s-a întâmplat. Follow la Twitch. Hai să-i dăm, hai să vedem exact ce se întâmplă în Sonic Sheen. Sonic Sheen, mai exact. În care îl avem pe Sonic în stânga, îl avem pe domnul în dreapta cenzurat cu bucăți pătrate negre. Apoi avem ochii lui domnul Sonic Sheen, care se uită în sufletul vostru și vă zice: aoleu, ce se întâmplă aici? Bă, dar ești sperea tare, domnul ăla. Ia uite, mamă, dar zâmbet. Ce zâmbet are domnul Sonic Sheen. Și acum? Opa. Da. Clar. Avem o alertă. Sunt ca alertele alea din America, știți, când zice că vine urs. Nu, 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 urs, nu, urs. Acolo vin tornade și capul. Nu, urs. Da. Și face to face with an encounter. Față în față cu Sonic Sheen. Haideți să vedem cum arată fața lui Sonic Sheen. Care-i treaba aici? Eu nu înțeleg. Unde-i Sonic? Un copac? Eu vă descriu tot ce se întâmplă, știți? Ca să nu ziceți că nu... Să nu zică lumea că eu nu dau react la astea. Vă descriu tot ce se întâmplă. Casă. Cea mai bună reacție. Cea mai bună reacție de pe planeta Pământ. Casă. Putem vedea ce... Uite, bă, are picioare! I-am dat un pumn la microfon. De nervi. Uite picioarele, frate. Așa. Nu-mi dau seama. Poate e ceva aici după chestia asta. Dar nu știu ce e aia. Asta e în casă. E ce-și poză și ar trebui să... Opa. Să spar ceva. Ha! A dispărut de aici. Și vine după noi. Sonic. Deci, practic, putem înțelege că apariția lui a avut loc în această casă. Asta pot eu înțelege. Și că are... Opa. Uite-l. Urcă. Urcă sau coboară scările? Cred că urcă scările. Deci a apărut în grădină, a intrat în casă, a urcat scările și acum face... Deschide ușa la cineva, nu știm exact cine. Uite-l, frate. Mi s-a făcut pielea de găină. Când l-am văzut acolo, bă, firar mama lui să fie. Ok. L-a mușcat! I-a mușcat mâna! Era cu mâna în gură! Să vedem partea 2. Sonic the Sheen, care este o animație diferită acum. Respiră Sonic, domnul Sonic. Ce scrie? Lung bong. Ce-o fie aia, n-am nicio idee. Servietă. E un iepure în servietă. Super. Ok, am mâncat iepurele. Ce să zic? De ce am mâncat? Mamă, ăsta-i zâmbetul numai că e animat. Am mâncat o pasăre de... Nu, că nu, că era iepure. Dar mănâncă pasărea. No! Ia uite ce nebună e pasărea asta, e gata să-l... Băi, ce bucată i-a dat! E multă pasărea. Oh, și a dat un pum. Bă, what the fuck, bă! Mănâncă chestiile din...
Că astea sunt jocurile Sonic. Nu știu dacă știți, dar astea cam așa arată nivelele Sonic alea pe vremuri. Adică eu când nu jucam Sonic așa arăta. Nu știu acum cum arată acum. Văzut că e și o chestie pe Roblox. Și tu vrei să-mi zici că ăsta se plimbă cum ar veni prin joc și mănâncă toate chestiile din joc? Several zones, nivele. Da, să zicem că câteva nivele mai târziu. Uite, băiatul care era un Sonic în urmă. Ăsta pune animalele în... Sonic a venit. Mamă, ce față are băieși de mână. Are you the one who turning my food into inable? Oh, alo. Tu ești ăla, frate. Tu ești ăla care îmi pune mâncarea. Consecințe? Sonic... Dar îmi place cum vorbește. Și-a vorbit și eu. Și-a vorbit și eu cu părinții mei. Da, șefule, ce se întâmplă? Îl omoară și pe ăla? Probabil. Îl omoară, îl mănâncă, îl distruge, îi dă palmele în cap. Oh, opa! Ok, next! Al treilea videoclip, mai avem încă 4 cu tot cu ăsta. 3 fără el. Pare a fi tot un animal de ăla. Domnule Sonic, nu sunteți... Ah, e ăla, mă! Din Sonic ăla care face prrrr. Ăla e, nu? 100% e ăla. Dar a intrat în măcel Sonic ăsta. E gata. What the fuck, bă? Bă, ce se întâmplă? Ok. În ultimele 3 luni, foarte multe missing persons. Hă? 946 de oameni au dispărut? Păi dacă le-a mâncat ăsta? Au trimis oameni să-i caute și au dispărut și oamenii aia. Crezi și eu că guvernul... Guvernul nu știe ce să facă. Eu încerc să vă traduc în caz că... Dar vă traduc mai prost decât ați citi voi și n-ați înțelege nimica. Ia uite. Deci Sonic a omorât 946 de... Ia uite pe ăsta. L-a făcut și pe ăla de-a lui? Bă, oare o să aflăm exact ce se întâmplă până la sfârșit? Ok, imagini de la o cameră. De la o cameră de filmat, cred. Normal. I-a făcut poză. I-a făcut poză la fantomă. What the fuck, uite-te cum vine, ești nebun la ta. Da, mă! Deci au văzut și pe ceva ce zboară. Și fix ăla de zboară, de v-am zis eu cu coada. Ăla e. Uite-l. Se vedea. Bă, ești nebun. Ver nu crede. Bă. Știm că ei sunt cei care au efectiv jefuit. Ce se jefuit? Cei care au furat toate persoanele care le-au ascuns, le-au luat. Ia uite, bă, că ne arată. Deci, primul e Sonic-ul normal. Nu știu dacă se vede. Sonic 2, care e Sonic... Sonic 3 e Sonic Sheen? Stai, există și un Sonic 4. E clar. Deci se face din ce în ce mai mare, cred că, cu cât mănâncă mai multe persoane. Se face. Mai avem 3 cu ăsta. 14 noiembrie 2006. Polițai au fost chemat în 4 ore. Deci patrulează zona aia unde a murit toți. Oamenii au zis că... A? Deci oamenii au zis că aud plânsete noaptea. Și ăsta e cum ar veni ce a filmat bodycam-ul ăla de la polițist, știți? Știi de care îl ține aici? Ăla. Păi dar cum adică? A filmat bine, oricum. Ce a filmat? Nu știm. The fuck? Așa? I'm here. Hello, can you hear me? Are you guys there? Opa. E ceva acolo? În față? Vedeți? Fix sus. Era
Bă, cred că e ceva acolo. Bă, uite-te cât s-a făcut, bă. Deci asta înseamnă că cu cât mănâncă mai multe persoane Sonic și în ăsta, cu atât se face mai mare. Uite-te cum fuge ăsta, săracu, ești nebun. Dar ce să fugi, bă, că ai văzut pe ăla cât e? Că era cât copacul. Ia uite-l. Doamne, azi mai mulți. I-a duplicat. Băi, ești nebun la cap. Ce-i asta? E un porc cu piercing. Am un porc. Da, mă, cu piercing-uri în sfârcule. Ce mă? Poate ar trebui să-mi fie frică, dar îmi place cum apare el așa random de sus. Whoop! Whoop! It's the sound of the police. The officer body was found the next morning place on the statue that appeared in the footage. A, deci au pus corpul pe statueta porcului. Deci era... Aaa, a trecut mai mult timp decât trebuia. Și i-a scos toate intestinele. Începe să se transforme în nimic? Ce? Statul ei trebuie de exorcist. Deci a dispărut în următoarea zi. What the fuck? Și le-a zis să evacueze zona la tot publicul. Deci a dispărut. Deci ei au plecat, au lăsat cadavrul acolo și au plecat și a dispărut următoarea zi. Uite-te. Uite-te cât a crescut, ești nebun la cap? Că imediat e cât Godzilla. Bă, ferească sfântul. Bineînțeles, de fiecare dată dăm un like. A făcut o poveste întreagă, frate, din toată chestia asta. Uite, astea jocurile alea de care ziceam. A, vine Knuckles. Nu știu dacă știți. What happened to everything? Da, ce s-a întâmplat cu tot? Nu știm Knuckles. O să aflăm acum. Ce ai găsit? A găsit ceva mort. Bă, săracul Knuckles, dai seama, ăsta alerga în tot timpul în care Sonic și cu băiatul ăla altul, care am uitat cum îl cheamă, îi omorau pe toți. Tails îl chema. Uite-l. Dar ăsta ce? Ăsta ce caută aici? Ăsta-i rău, frate. Tails ăsta-i rău, rău, rău. Vă zic eu 100%. Ia uite-l! V-am zis? Dar poate să-i bată 100% Knuckles. Că-i puternic tare, mi-e plăcea tare de Knuckles. Ia uite-l! Sonic în spate. Nu-l vedeți. Uite-l, uitați. Să scot camera. Uite-l, pe Sonic. L-ați văzut acum. Uite-l cum se uită. Băi, și nebun la cap. Cum și-a ridicat capul, ești nebun la cap. Lasă-mă. Încearcă să fugi, spune domnul Sonic. Eu ce fugeam. Dar ce să faci, frate? Uite-te! What the fuck? Băi, nu știu ce-i de outrun? Ești nebun la cap, fuge mai repede. Nu mai contează. Că acum mai vedem doar o mână. N-a prins 100% pe săracul Knuckles. Ce ești tu? Ah! Sunt ceea ce vreau, ceea ce trebuie să fiu. Bă, l-a băgat pe Knuckles. Da, bă, nu mai e Sonic de mult. Sonic niciodată n-a făcut asta, aprob. N-a zis filmul cu el. Săracul. Coadă. Bă, cum să-l numești, poate? Hai, trebuie să... Bine și ăsta, Knuckles. Da, are foarte multe întrebări, domnul Knuckles. Întreabă de motiv, întreabă de ce face chestiile astea, ce se întâmplă. Iar ăsta a zis că i-a arătat totul și l-a mâncat. Și i-a arătat ce? A, i-a arătat tot ce s-a întâmplat celelalte episoade, cred că. Cred că asta i-a arătat. Sau? Sau ce i-a arătat? What is this? Nu știu, frate, ce e asta. Bă, ăsta nu-s diamantele. Seek them out, caută-le. Super emeraldele? What? Da, singura ta șansă. Emeraldele vieții. Te...
De ce are nevoie de emeraldele haosului pentru ritual? Nu-l lăsa să completeze ritualul. De ce? Ce se întâmplă dacă îl completează? Dacă termină ritualul? Eu traduc o tamă furculi Sion, să știți, adică mai bine, eu v-am zis, uitați-vă fără sunet. Ăla e Sonic? Foarte dubios. Și cred că mai sunt două? Două sau unu? Ultimul a fost acum două luni. Deci ori se termină toată schema nebuneia, ori așteptăm partea 7. Asta e partea 6. Se numește Haosul. Palm Tree Panic. Panica. Au trecut. Trecut și viitor. E Knuckles. Cred. Care mergea. Părea să fie umbra lui. Nu știu ce am impresia asta. Deci, gun report. Gun am impresia că nu înseamnă armă. Deci Sonic a devenit prea mare. Toate replicile au devenit prea multe replici. Replici, prea mulți tails de aia, cum îi zice. Prea mulți... Ferească sfântul, coadă zburătoare, helicopter. Ați înțeles? Prea mulți de aia. Și nu mai e doar în United States, my friend. Sonic is mamă. Evoluează Sonic, ăsta e șmecher tare. Bine, nu cred că mai... șmecher mai este cuvântul care trebuie spus. Ia uite-l. E micuț, frate, e micuț, e cât pădurea. E micuț. Ce vrei să zici? În secundă. Băi, ești nebun la cap din cauza că e așa mare. Distruge tot când merge. Căuta ceva până când a țipat așa. Deci cred că s-a... Bă, uite-te cât a ei, ești nebun la cap. A, și te-ai să-l ala la cap pe cineva. Jo, uite-te, bă. Termină ritualul, ai? Sau nu? Au ținut emeraldul, a dispărut după. Deci... Da, mă, v-am zis. Gun vine de la ceva, e abreviere. A, deci Knuckles ăsta se duce să ia, se întoarce în timp ca să ia toate alea care se le folosesc împotriva lui Sonic, numai că și garda asta, cum zice, garda de mediu, nu știu cum zice. What the fuck, frate. Deci tot guvernul încearcă să-l oprească pe Sonic până Knuckles vine cu alea ca să-i le dea. Că la cât de mare e. A, și Tails ăsta a început să... Doamne. A început să fure... Să dispară oameni și din Europa. E cauza lui. May God help us all. Și vezi că chiar e adevărat. Asta e, asta a fost ăla, Hurricane Helin. Se întoarce în timp. Domnul Knuckles se întoarce în timp ca să ia. Hai să vedem. Asta a fost tot. Nu știu ce să zic. O să las aici asta. Chiar nu-mi dau seama. Nu știu efectiv ce să vă spun. Deci care este părerea mea? Părerea mea este că o să fie continuat. Dar nu știu când. Nu știu când o să fie continuat. Să sperăm că în curând. Să sperăm că putem să vedem finalul. Mă disperă să... Mai bine așteptam până apărea finalul și mă uitam la toate atunci. Sincer. Da, cam asta a fost videoclipul. Foarte frumos, foarte interesant. Dați subscribe la canal, dați like dacă ați rămas până acum la sfârșit. Scrieți în comentarii Sonic, iar eu o să vă dau inimă la toate.
Puneți-mi întrebări, ziceți-mi dacă vreți să mai reacționez la altceva, dacă vă place genul ăsta de videoclip. Și nu în ultimul rând, follow pe canalul pe Twitch, link în descriere. Vă aștept acolo. Mua!